17 mai 2018, nu este luni, este joi, pentru că de ceva vreme dezbaterile nu mai sunt apanajul zilei de luni și, oricum, ceea ce faci luni se spune că de multe ori faci toată săptămâna, astfel că v-ați obișnuit deja din acest an cu ediții de dezbateri strecurate în cursul săptămânii și care, după cum ați observat, au o structură sau o tematică poate mai chitită, mai specializată decât aceea dezbaterilor de drept comun, adică celor din prima zi a săptămânii. Astăzi, un subiect care pentru specialiști este cumva cunoscut sau recognoscibil, așa prin titlu, eu mărturisesc că atunci când am citit doar titlul, nu mi-a fost foarte clar calitatea procesuală activă, ca să spun așa, cine să ceară suspendarea unei proceduri de valorificare a activelor în cursul unei insolvențe. Dar discuția de astăzi va lămuri lucrurile și le va îndrepta spre o pistă anume. Suntem 5 și începem prezentarea cu doamna avocat Oana Zamă, partner Stoica și Asociații. Bună. Continuăm tot cu Stoica și Asociații, avocat George Doru Lucaciu. Ne îndreptăm către calitatea procesuală activă, ar putea fi, nu? Domnul Adrian Florin Predescu, coordonator al echipei de insolvență Retail, Direcția Colectare Retail BCR. Bună seara. Și cel care într-un fel duce greul procedurii, nu? Alina Zechiu, senior manager BDO România. Bună seara! Mulțumim pentru prezență. Îi dăm drumul că e joi, nu mai facem alte introduceri. Care cine să ceară suspendarea procedurii de valorificare în plină insolvență? O procedură foarte rapidă, de altfel. Da, contrar titlului care ne poate conduce către un semn de întrebare, tema pe care am ales-o din perspectiva noastră pare la o primă vedere epuizată din toate punctele de vedere, pentru că deja au trecut 4 ani de la intrarea în vigoare a legii 85/2014, deja există practică judiciară și într-un sens și într-un altul și s-au scris foarte multe chestiuni legate de o eventuală suspendare a procedurii de valorificare.